În acest tutorial vom începe prin a face o mică corectură, deoarece în tutorialul trecut noi am afișat toate categoriile existente pe site, deci am folosit exact aceeași variabilă pe care o avem la dispoziție pe care o folosim în meniu. Deci sunt exact aceleași, deci e redundant, nu are rost, așa că e logic să afișăm strict categoriile articolului prezent, actual, pe care îl vizualizăm. Pentru a lucra mai organizat, haideți să am putea direct aici, inline, să facem toate interogările, dar nu se recomandă. Vom face o nouă funcție în model, deci haideți să căutăm modelul page.php. Da, avem aici categories și vom avea articles category, să-i zicem, public function, să-i zicem public categories ale modelului, da? Bineînțeles, vom întoarce același lucru ca aici cu anumite adăugări, să le zicem public categories, exact cum am făcut, deci publish, bineînțeles where publish este 1, da? Merg și order by vom avea, bineînțeles, prin title, deci vom ordona alfabetic după titlu și bineînțeles un get. Haideți ca să se vadă să le facem. Poate nu s-a înregistrat tot rândul, da? Deci order by, title și get. Asta avem la dispoziție de acum oriunde. Salvăm. Mergem în article single aici, da? Și în loc de unde avem menu categorii, bineînțeles nu vom mai avea așa, deci vom avea $page, public categories as dollar categories. Sper că am scris bine, public categories, da? Haideți să verificăm. Vrem să corectăm acum faptul că acest buton este parcă afișat prea strident așa, îl vrem mai discret, deoarece oricum avem linkurile aici pe titlu și pe fotografie. Cardul având un display flex, atunci și el fiind ca element al flexului are aceeași valoare ca și acestea și mi-l face centrat și pe toată lățimea de care dispune. Dacă îl afișăm într-un div, se va afișa mai ok. Deci în article list aici avem acest link cu articolele și vedem că e pe toată lungimea, deoarece cardul este flex. Punem pur și simplu un div, da, și îl închidem sub el. Div. Da, și acum salvăm și deci ne afișează. Am putea float right, e bine. Acum vezi articolul, e falling, dar haideți să vedem. Dăm un refresh la pagină. Da, și acum apar că e mai bine așa, mai discret aici. Dacă apăsăm pe click pe titlu sau pe imagine, bineînțeles ne duce la articolul respectiv. Ok, și acum haideți să începem să formatăm. Deci avem acest, să vedem cu ce începem, inspect. Da, deci avem div class inner, dar nu acesta ne interesează. Header. Article head, acesta va trebui să începem cu el, să începem puțin să-l formatăm. Deci, haideți să vedem. Avem, deci, article head și custom CSS. Deci, în primul rând, aici, la article head, îi vom pune o clasă shadow. Astea cu border nici nu mai știu cum e să văd, că îi dau și o border, o avea, oare... Na, și haideți să vedem.
Refresh. Deci acum mi-a făcut și are într-adevăr parcă și un border, dacă îl văd gri așa finuț. E ok, ca să nu mai stăm noi să formatăm și borderul. Mergem acum, deci avem article head, luăm cu copy, Ctrl-C și începem să-l formatăm în custom CSS. Deci punct article head. Deci în primul rând aș vrea să-i dau un padding, să-i spunem de 15 pixeli ca să se vadă, după aia un margin top, să-i spun. Dăm un refresh la pagina. La neafișat titlul, vedem că încă poza nu este afișată cu clasa. Haideți să vedem ce e și cu poza. Trebuie să vedem unde avem clasa pozei, să nu fie article excerpt, article, article info, article photo, article image. Deci da, nu am așa, deci photo, article image, deci haideți să îl iau așa, Ctrl C, să-l pun și așa, article, și pot să o pun. De fapt, aș putea doar să-i șterg clasa aici la article, să nu mai fie, că de asta numea, care și clasa article. Au un foto article, aș vrea tot timpul să-mi arate la fel. Ctrl S, refresh. Da, și acum am și această clasă, am titlul mai pronunțat cu negru, mai puțin mai mare, temporary boost. Asta așa e mai mic cu asta. Mai avem acum să formatăm și această prezentare, să vedem și pe acesta cum îl punem. Trecem în article single. Da, și în primul rând aș vrea aici row să am coloanele, cele două coloane de 8 și de 4, să le am aliniate pe verticală. Folosesc chiar align items center, deci folosesc clasa ajutătoare, helperul de la Bootstrap. Salvez, mi-o afișează pe verticală și acum haideți să vedem class presentation. Deci am, o voi avea class presentation. Deocamdată nu-i pun și article head presentation, ca ați văzut, până la urmă tot eu mă duc să le șterg. Article head. Haideți că poate, cine știe, voi avea vreodată presentation. Da? Ca să fie și codul CSS mai așa, deci să mă gândesc. În primul rând aș vrea să am border left. Aș vrea să am așa 2 pixeli. Solid. Black. Zic și eu așa, să vedem ce o ieși. Acum îl fac pe loc, cât de cât să fie restul, ce ar fi să iasă un site foarte frumos, artistic, așa, fiecare și îl face chestie de CSS. Solid, dar trebuie să arate și frumos, așa, cât de cât la început, să nu fie direct numai text, așa, și noi formatare curată de la început, să avem o bază de la care plecăm să formatăm. Acum color o voi face tot pe aceasta de la de la subtitle, Ctrl C, Ctrl V, o voi lua tot pe aceasta. Ok, deci border așa, să-i zic line high, să-i zic 1,3 mm. Și haideți să, să nu uit padding-ul, că după aia arată urât. Padding, să-i spun cel puțin padding left, right, deci top, bottom, să zic va fi, dar haideți să-i dau 10 pixeli în total. Ctrl-S, haideți să-l vedem. Dăm un refresh. Da, și mi l-a afișat și ordonat și așa, aici o să mai vedem ce facem. Deci cu borderul
Așa, aici am și un padding. Ar fi cât de cât ok, zic eu, și să-l mai facem și pe acesta. O să vă arăt eu niște chestii după aceea cu formatarea și cu asta, adică va trebui să preluați orice formatați în editare de în editarea paginii în administrare, va trebui să aici la data publicării văd că nu mai am formatul. Ia să vedem. Ne-am luat cu vorba de la Articles List și am la Single Articles și la Page Published At. Da, am uitat să formatez. Deci format și am zis parcă ziua. Deci day, month, year. Parcă așa era, dacă nu e. Refresh. Da, și acum, într-adevăr, ne apare bine. 01 februarie. Așa, parcă să le punem și într-un bold astea, dar stați să, practic, să formatăm tot acesta, să vedem că putem să-l formatăm repede. Haideți să vedem care e clasa tot de la liste pentru meta. Deci, div class meta și să vedem în custom CSS unde avem meta, dacă e și la cu article sau cu meta. Da, deci avem article meta. Haideți că îl șterg și pe ăsta meta și îl pun la noi, deci în article single voi pune nu article meta, ci meta. Direct să avem aceeași clasă. N-are rost să o schimbăm și să vedem cum arată. Ctrl-S. Din nou refresh. Da, și avem așa, da, arată mult mai bine, așa, direct. Așa, aici parcă fontul puțin mai mare, mă rog, nu contează. Deci data publicării să fac puțin un bold peste asta și să pun niște spanuri aici, ca să iasă mai mult în evidență. Da, deci voi pune spanurile. Deci aici la autor voi pune bold, pardon. Deci un bold. Da, și aici voi pune, să zicem, niște spanuri. Span class, să zicem BG white. Parcă era white sau light, BG light. Ia să vedem. Vedem și noi cum apar. BG light. Și aici închid spanul. Ctrl-S. Dăm un refresh. Da, avem așa, mă rog, fel noi, da, nu e nici prea urât. Și data publicării, deci numai pe ăsta. Aici fac doar bold și bold, atâta. Deci începem să băgăm boldurile. Da, și vin la vizualizări la fel. Bold și bold. Așa și mai dăm un refresh la pagină. Da, și acum parcă arată mai, îmi iese în evidență și autorul, vizualizări. Aici boldul, bineînțeles, trebuie scos de acolo și aici am categoriile mele. Da, vezi articol. Așa. Deci pare că totul e ok. Titlul frumos aici, prezentarea. Aici o să vă arăt cum trebuie să formatăm. Și aici am asta să prelungesc puțin și să mai schimbăm, mai să formatăm și contentul foarte puțin. Mergem frumos în custom. Aici să vedem cum l-a numit, article content. Să zicem Ctrl-C, custom CSS, article content, Ctrl-V, article content, da? Și să zicem, o să avem, bineînțeles, paragrafe, dar nu asta contează, să zic margin
top, ca să fiu sigur că am, va fi, să zicem, cel puțin 25 de pixeli. 25, hai să-i pun 30 totuși, să fiu sigur că mă diferențiez. În margin top, să zicem color, vreau aceeași culoare mai lejeră, nu neagră. Ctrl C, Ctrl V. Așa aș vrea. După aceea, să zic font family, aș vrea să îmi pun acesta sau Verdana, Geneva, Tauma, oricum ceva sans serif, așa să fie mai lizibil, font family. Și deocamdată atâta, pentru că va trebui să formatăm paragrafe în primul rând, pentru că template-ul nostru formatează explicit paragrafele și restul vom da la article content paragraf. Dăm un refresh. Da, și vedem că ni s-a formatat ceva mai frumos aici. Textul are și asta, parcă aș vrea și mai mare distanța de aici. Să nu uităm și de vizualizări. Și o să vă arăt deocamdată cum influențează editarea în partea de administrare aspectul de aici, ca să știți ce aveți de făcut în momentul în care nu vedeți rezultatele dorite. Vom merge prin urmare într-un alt tab în browser, vom intra în administrație, deci control, am luat, deci site.test, site.test login, n-am scris bine ceva, da, site.test test login. Am intrat în dashboard, direct mi-am reținut calculatorul și acum mergem în Pages, All Pages, ca să o găsim, căutăm după titlul secui ăsta, Ctrl V, acesta este pagina noastră, o edităm. Da, și haideți să începem cu presentation, deci facem, să zic, pe aici două paragrafe. Haideți să-l punem pe ăsta un H2. De fapt H2 e subtitle, deci îl vom face H3. Să mai facem și pe aici un H2. Da, pentru că sunt titluri, mai facem câteva paragrafe ca să vedem cum se afișează. Da, și salvăm acum Update Article. Dăm un refresh la pagina noastră, da, și vedem că ne-a făcut și titlul acesta, deci noi putem acum practic să formatăm cum vrem. Aici iarăși așa vrem, vedem că am vrea eventual pentru paragraf să fie fontul mai mare, că era, deci haideți să mai formatăm puțin. Da, deci mergem frumos în CSS-ul nostru și deci aici în article content, deci aici în primul rând margin top, haideți să-i dăm 50 de pixeli, article content P, Ctrl C, article content P, deci vom avea și aici, să-i spunem clar font, acest font, Ctrl C, Ctrl V. Așa, apoi vom avea font size, să-i zicem 1.tm, zicem și noi 1 e puțin poate mare, dar nu contează. Să nu uit să pun aici 2 puncte. Așa, apoi vom avea, să zicem, line height. Line height, să zicem 1.6m, să fie așa spațiat, haideți să vedem, cam atâta, nu stăm acum cine știe, dar să vedem, Ctrl S, dăm un refresh la pagina, sau un Ctrl F5, ia să vedem, da, deci acum vedem, ne-a schimbat fontul,
Este mai mare, poate puțin prea mare, dar nici foarte mare, am mărit pagina, deci am putea să-i dăm totuși parcă pentru un paragraf e mare, 1,1, să-i dăm 1. Îi dăm 1. Ctrl S. Dăm refresh. Da, și acum arată, da, mai bine așa. Dar ce vreau să vă arăt, o chestie o chestie de formatare, tot așa, care putea, deci nu tot ce formatați în backend vă va apărea în frontend, ce am observat și eu și de asta, uitați, deci iau din nou, merg înapoi la pagina asta, secui titlul acesta, secui, și încerc să formatez, de exemplu, haideți, dau un bold aici, da? Și aici, haideți să zicem că dau block code. Fac ultimul stil block code. Aici mi-l arată ca și mi-l ar fi făcut frumos. Haideți să-i dau și aici un block code. Așa, deci aș avea al doilea. Să vedem ce se întâmplă cu aceste block code-uri. Și așa, deci update article. Vin aici, dau un refresh. Da, și vedeți că n-a apărut deloc block code. Dar dacă ne mergem în... acesta ar trebui să fie un block code, da? Dacă mergem frumos și inspectăm elementul, vedem că este într-un block code, dar este și într-un paragraf P. Și asta de asta nu funcționează și atunci fie trebuie să avem acolo atenție să edităm codul sursă, da? Deci venim aici și unde aici block code, vedem că avem block code și un P înăuntru, deci am putea să edităm codul sursă și să ștergem P-ul acesta, da, ca să aibă efect, pentru că deja era un P și noi când i-am pus block code a formatat cu block code, cu tagul block code a formatat direct, vedeți, și acum mai altceva, și dau update article. Vin aici, dau un refresh. Da, și acum vedeți că mi-l scoate în evidență, așa e formatat block code-ul în template-ul nostru, dar acum e block code, se vede că iese. Deci eu, de exemplu, dacă vreau să fac un block code special, merg în CSS-ul meu, da, și să zicem, dau pentru block code aici, deci article content, Ctrl-C, Ctrl-V, article content și dau block code, da, și îl formatez cum vreau, să zic, aș putea să am margin right mai mare, margin right, să-i zic să-i pun un 20% din lățime, deci ar fi 20%, să-i dau și un border right, să-i zic de un pixel gray și solid, da, border right, și un padding right, să-i dau, să zicem, și lui ăsta 30 de pixeli, da, padding right, și să zicem și font style cursiv, să-i zic italic, da, italic, Ctrl S, salvăm. Am venit aici din nou, dăm un refresh, da, și avem, da, eu i-am pus border right, trebuia invers, border left și toate astea, haideți să schimbăm să nu fie așa, dar ideea e aceasta, deci modificați tot ce puneți în backend aici, da, deci are efect în frontend, să nu credeți, de exemplu aici tot așa, am block out P. Dacă intru în codul sursă și șterg P-ul de la aici, va apărea acolo. Da? Deci trebuie să fiți atenți și aici, că v-am spus că editoarele astea HTML e mai complicat uneori. E mai complicat uneori și atunci acum când dăm update article și venim aici, deci vom avea block code-ul și aici. Vedeți că avem, e formatat ca un block code normal. Deci trebuie mereu și dacă aveți o formatare în backend care nu e vizibil aici, editați pur și simplu în CSS, editați, deci vedeți, faceți click dreapta și inspectați elementul
și vedeți ce taguri sunt și pur și simplu le formatați în CSS ca să le vedeți. De exemplu, acum haideți să-l întoarcem, invers că e cam ciudat așa. Deci venim frumos aici în CSS și aici avem bineînțeles left și border left. Așa, dăm un control S. Venim aici, dăm un refresh. Am dat, da, un. Dăm un refresh. Da, și acum, da, iar s-a întâmplat ceva, deci e prea aproape aici, padding, da, mai trebuia și un padding. Deci tot aici, tot padding left și aici toate ca să fie în regulă. Padding left. Control-S. Dăm din nou un refresh. Așa, acum cât de cât arată bine. Ar trebui să-i dau și un margin, ceva, un margin right. Haide să-l. Deci margin left, să-i dau și un margin right, că altfel nu apare bine. Margin right. Să-i zicem 10% aici. Control-S. Dăm un refresh din nou. Așa, acum cât de cât, parcă 20% e mult aici, mă rog. Îl facem, dar am zis așa, să vedeți cum arată un blockout, să se vadă clar că l-am formatat noi. Deci aici apare, e și cu negru, deci altă culoare. Deci vedeți că tot ce formatăm acolo apare și aici. Ar mai trebui să mutăm bold-ul să nu fie decât pe vizualizări. Deci aici la views am trecut B-ul acesta, închidem B-ul. Ctrl-X, trebuie să-l închidem aici. Ctrl-S. Dăm un F5 și acum cât de cât l-am dublat de două ori. Da, l-am dublat când am luat cu copy și paste, nu mi-am dat seama. Ctrl-S. Dăm un refresh acum și într-adevăr acum ne apare bine. Deci am făcut cam, am terminat această parte a proiectului nostru. Avem implementate și paginile. Pe partea de administrare, vedeți, avem acest tabel server side în totalitate. Deci de la paginație server side, ordonare server side, aici după numărul de vizualizări, după titlu, am creat relațiile între pagini și autori. Relație 1 mai mult, deci vedem, avem aici, ne afișează pe partea de administrație. Dar fac o recapitulare a ceea ce am făcut noi până acum. Vedeți, avem relația 1 mai mult pe partea de administrație între autor și pagini, da, afișăm paginile pentru acest autor, avem apoi și în useri, da, aici, deci putem să vedem paginile autorilor. Deci am implementat-o și aici. Avem, bineînțeles, relația între categorii și pagini. Deci în orice categorie, vedeți, putem să afișăm paginile respectivei categorii. Da? Și invers, la orice pagină, putem să-i afișăm categoriile respective, să vedem toate categoriile prezente. Da? Deci ne am implementat în partea de administrare, apoi am implementat aceste liste pe partea de front-end, de exemplu la articole, avem toate articole și avem lista pentru articolele unui anumit autor, avem după aceea la categorii, da, avem lista pentru fiecare categorie în parte, deci orice categorie selectăm, avem lista categoriilor, mai avem o listă de articole cu termeni selectați, să zicem, da, și dăm facili și acum mi-apar ce articole, iarăși cu paginație, cu ordonare în ordinea publicării descrescătoare, adică cele mai noi articole primele, de 7 octombrie 2020, 12 decembrie 2019, vedeți, scade clar data publicării și așa e la toate listele. Am făcut, dar așa am reușit să implementăm la pagini, să atașăm paginile de categorii, de anumite categorii, deci avem acest formular
prin care putem foarte ușor să atașăm o pagină de una sau mai multe categorii sau să deasociem, să zic așa, pagine de categorii. Da, și toate acestea se reflectă, bineînțeles, în front-end, începând de la cel mai general, deci pe front page, când ne apar lista de categorii simplă, apoi mergem mai spre concret, listă, o categorie concretă cu lista ei de pagini, da? Și apoi fiecare pagină în parte care mi apare este formatată, este asta de aici, am acces la alte, liste, deci aici la lista autorului respectiv îmi afișează și numărul de articole și la respectiv la categoriile de care este asociată pagina respectivă și pot să fac click și să mă duc iarăși pe respectiva listă. Deci am făcut să fie legătură între toate elementele pe care le afișăm în front-end și la, de asemenea și în partea de back-end avem absolut toate legăturile făcute și între utilizatori și pagini, între pagini și categorii. Putem să și căutăm acolo exact ca pe front-end. Deci cu aceasta am terminat această serie a treia și urmează în seria a patra să facem alte lucruri ceva mai avansate, să zicem și o arhivă, după aceea vom face acest slider cu articolele, să zic, favorite. Mă rog, ne vom mai gândi, nu știu exact tot ce vom implementa în partea a patra, dar o voi concepe și o voi publica cât mai curând.